Vorbim cu drag și recunoștință despre Spiridon Vanghelie, tatăl lui Guguță și un tată bun al cuvântului. A fost poet al universului copilăriei prin excelență. O spun și o recunosc cu voce tare generații întregi de pici care i-au deschis cărțile. Vă știți ce asta, ochean? Da! Așa? Dacă ar avea ocheanul lui Guguță, s-ar uita departe, departe, să vadă ce? Dacă nu-i fură cineva mașina tatei. Așa. Altul zice că dacă ar avea ocheanul lui Guguță, ce ar face? S-ar uita să vadă cum se ține troleibusul de sârme. Nu puteam pomeni de numele lui Spiridon Vanghelie fără a ne aminti de abecedar și povestea lui. A lucrat la el împreună cu Grigore Vieru, așa cum au știut ei mai bine, ascunși de ochii lumii, cu gândul la creație și la copii. Noi încă trebuia să-l facem, el trebuia ilustrat, trebuia tipărit. Ne-am ascuns la vadul Vodă ca să zic că nu ne distragă nimeni de la lucru cu Grigore Vieru și ne-am apucat serios, zic, de abecedarul ăsta. Să faci un abecedar extraordinar de greu, că acolo nu ai toate literele învățate. Cu 4, cu 5, cu 7, cu 10 litere trebuie să faci o poezie sau o miniatură de în proză, fiindcă nimeni nu te iartă, te-ai băgat, te încadrat, fii bun și rezolvă problema și fă-le interesante, vesele, așa, cu metafore poetice, ca să le placă copiilor. Am făcut o parte acolo de texte, hai, cine să le ilustreze? Ne gândim, Igor Vieru refuzat, și măi băieți, eu nu mai văd, cândva abecedarul care l-am făcut în anul 70, el l-a ilustrat, zic, mie e greu, căutați Vald Pictor. Și ne-am dus la Lic Sainciuc. El a refuzat, Lic s-a apucat. Dați-ne textele, eu să lucrez noaptea. Și vreau zic că s-a apucat de ilustrat Lică. Au muncit ambii cu dragoste și din greu pentru a aduce pe lume abecedarul. E cadoul suprem pe care ni l-au făcut două minți luminate. Cât privește procesul de creație, aici nu avem dificultăți. Făceam eu toate textele și le făcea el toate textele. Așa, la o pagină era și textul meu și textul lui. Le punem pe masă și eu ori întindeam eu mâna și îl retrăgeam pe a meu, ori el. Unul dintre ei numai decât era mai bun. Dacă se întâmpla că de 3 ori a trecut textul meu și la 3 pagini Grigore n-are nimic, vă închipuiți că el mai dormea noapte ce? Sau mai dormeam eu noapte ce? Era o competiție extraordinară, înțeleg, extraordinară, fiindcă trebuia balansat, trebuia proză și versă, proză și versă. Spiridon Vanghelie a fost peste tot acolo unde erau copii. Glasurile lor și poveștile lui au rezonat mereu și au adus bucurie și împlinire. Isprăvile lui Guguță și împărăția lui Ciuboțel au fost traduse în multe limbi, înregistrând tiraje de milioane de exemplare. Multe lucruri interesante poți vedea într-o școală din Japonia, ca și într-o școală din America, pe unde am avut, ocazia să fiu. Într-o școală din America, trebuie să vă spun că am asistat la o lecție în clasele mici, unde copiii scriau compunerea pe tema Astăzi am fost furnică. Fiecare scria greutățile prin care a trecut furnica. Spiridon Vanghelie a obținut numeroase distincții naționale și internaționale. Diploma internațională de onoare Andersen, scriitor al poporului, premiul Ion Creangă al Academiei Române, premiul special al Uniunii Scriitorilor din România, iar cea mai cunoscută lucrare a sa, seria de cărți Guguță, a devenit un simbol al literaturii pentru copii din spațiul românesc.